Ediția din această seară prezintă un caz absolut cutremurător. Din păcate, este o dramă pe care o vedem repetată parcă la infinit. Deși contextul este de fiecare dată altul, esența situației pare trasă la Indigo. De multe ori, ceea ce începe ca o poveste de dragoste frumoasă, plină de tandrețe și sentimente curate, se transformă în ceea ce ar putea fi scenariul unui film de groază. Urmăriți o investigație care scoate la iveală adevărul sumbru din spatele unei căsnicii aparent normale. În anul 2017, la începutul lunii septembrie, în data de 5, în jurul orei 6, poliția municipiului Sighet de Marmației a fost sesizată cu privire la faptul că în cartierul Independenței a fost găsită o persoană de sex feminin care, în fața blocului, care prezenta mai multe plăgi, fiind găsită într-o baltă de sânge. În timp ce, bineînțeles, a ajuns și ambulanța și au fost acordate îngrijiri medicale, însă, până la urmă, femeia a decedat. Încă mai trăia atunci când a sosit ambulanța? Mai prezenta semne vitale, dar în scurt timp a decedat. Când m-am apropiat de victimă, am observat faptul că peste aceasta era un ceașaf de unică folosință pus de către echipajul de salvare, iar prin acesta s-a văzut urmele de sânge. Plăgile respective, sângeroase. Da, și am constatat că presa multiple leziuni prin înțepare cu un obiect ascuțit în zona sânilor, toracelui, abdomenului. Iar lângă aceasta a fost găsită o poșetă din care erau sete de un telefon și mai multe obiecte personale, astfel că s-a exclus ipoteza unui omor în scop de jaf. Era o zonă mai puțin circulată? Având în vedere ora la care s-a comis fapta, zona a început să fie tranzitată de diferite persoane care mergeau la locurile de muncă, fiind la o distanță cam de 150 metri de o cală principală de acces către centrul orașului, în apropiere fiind un spital. Deci e cumva o scurtătură folosită de cei din zonă. Cine a alertat poliția? Cine a găsit-o căzută? Au fost doi oameni care locuiau în zonă și care au auzit țipetele femeii. Au coborât la locul faptei, fiind în bloc, și au sunat la 112. Acei doi martori l-au văzut și pe el? Au văzut o siluetă de bărbat care, după comiterea faptei, a fugit într-o direcție. Victima a fost găsită în apropierea locuinței sale, după ce a fost lovită cu sete, pot să afirm asta, a fost abandonată acolo și autorul a dispărut fără niciun fel de urme la fața locului. N-au putut fi descoperite urme analizabile, urme de încălțăminte și faptul că nu erau răscolite lucrurile ei, dar mai ales violența pe care a folosit-o autorul. Contura faptul că este vorba de o crimă sadică, de regulă cauzată de patimă. Asta e tipică pentru omorurile pasionale. Sighetul Marmației, sau celebra expresie unde se agață harta în cui, orășelul de lângă granița cu Ucraina, a fost zguduit la aflarea veștii că o femeie de doar 36 de ani a fost găsită moartă în fața blocului în care locuia împreună cu părinții. Vecinii, unii dintre ei martori a acestei tragedii, sunt încă și astăzi șocați. Câți copii aveți? Am avut 6 copii. 4 fete, din care au rămas 32 băieți gemeni. Când s-a întâmplat cazul, știți cum s-a întâmplat? Dimineața mă la servici.
greu. Cu autobuzul merge, vine să scoală la 5, mere, vine greu. Femeia era muncitoare la o fabrică de mobilă, lucra pe schimbul întâi la o secție care era situată în afara orașului și până unde se deplasa cu mijloc de transport în comun. O făcut liceu. Iarăși la ce vârstă s-a căsătorit ea? 18. Cam la 18. Când nu a terminat ghețatul liceu. Și l-a cunoscut pe Adi. Și noi nu am fost, cum să vă spun, este ținut un picuț mai... No, noi n-am fost acceptați. Ea săraca, nu a zis, nu ne băgați între noi. Foarte bine. Nu ne-au acceptat. Inginerele, nici familia lor. Locuiau la socra lor. La socra. La socra. O a avut copii primul. După aia a avut al doilea copil, a avut al treilea copil. Și-a dus-o greu, deci nu a lucrat, el s-a ocupat cu cai. Negustor de cai. O mers, o să zici că nu a mers pe vremea aceea. Dar s-a descurcat greu. Erau cunoscuți ca fiind în geambași de cai. Lumea îi cunoștea, avea o poreclă Pepi. De-a lui Pepi le se spunea tuturor din neam. Ți-am făcut o cafea. Cafea? Atunci nu tu ești la mine? O friptură nu știi să faci? Ce? Crești iepuri aici? Nu, am zis că e dimineață și că poate vrei cafea și am avut friptura la altă ieri. Dar dacă vrei să mănânci, avem și de mâncare în frigider, am gătit. Dar nu e friptură, că n-am avut când. Eu săptămâna asta sunt pe tură de noapte și nu am cum. N-am timp să gătesc. Las că știu ce faceți voi acolo. Nu mai merg tu pe tură de noapte. Să sun și spun că nu merg de dimineață, să fie clar, da? Nu am cum. Ascultă-mă un pic, te rog, nu te enervi. De când comentezi tu, ha? De când comentezi tu? Nu te enerva, ascultă-mă, te rog, nu am cum. Nu am cum, că fetele sunt... Nu mă mai... Sun și spui că merg de dimineață, am da? Am făcut multe schimburi cu fetele și nu mă mai lasă. Stai acasă și ai grijă de mine și de copii, asta trebuie să faci tu. Da? Stai acasă și ai grijă. Ascultă-mă, te rog. Să nu cumva să te prindă, vin eu și știu. Ferească și apără. Ascultă-mă, te rog, o să am probleme la muncă, te rog. Termin odată, nu mai tot, și el e atâta. Zici că o faci indeptoasă, îmi strici mie ziua de fiecare dată. Hai că nu mă impresionez cu asta, da? Ia uite, chiar m-am enervat. Stai acasă și ai grijă. Și vine acasă și cu violență, cu bătea. Îi reproșa că nu face de mâncare, că nu așa, dar eu-s la servici. Îți fac așa câmbii. Și ce face de mâncare? Nu era bun. Normal, vii la grătar, vii la supă de păstăi. A dus o viață cam grea, cum să zicem. Și deci pleca problemele. Casa ajunge la un moment dat care pe cineva. S-a lăsat de cai și de astea și a intrat bodyguard la o discotecă. Problema a fost, el a intrat întotdeauna cu femei. Și au avut scandaluri aici la club. Și cu drujba a intrat în discotecă și a depus toată lumea plângeri. După aceea, păi, omor și s-a împăcat acolo și și-a retras plângerile. Pentru ce s-a dus cu drujba în club? Da, ca să arate că e șmecher, ca să arate că el e șeful Sighetului, că așa și-a pus nume, șeful Sighetului. I-am studiat contul de Facebook, avea cont pe rețeaua de socializare Facebook, dar fotografia de profil îți spunea totul despre personalitatea lui. Stătea pe un jilț, cred că într-un club, picior peste picior, cu trabucul în gură,
cu tricou cu mânecă scurtă, arătându-și mușcă și tatuajele. Vrea să pară un bărbat. Cine avea de și temut. O, și asta era, asta era în cercul din care făcea parte. A fost renumit în Sighet. Bătăi, crime nu au avut. Bătăi. Problema a fost că el o, acolo o să unge și-a găsit o concubină, de care a ținut mai mult ca la soția lui. Și de atunci a început. Vine nopți, nu vine, vine într-o stare, vine așa, pe mei, cu nu știu ce, mai au avut ceva iubită care nu știu nimeni. Până au aflat săraca fetiță, ai fata, și de atunci a început rău și mai rău și mai rău. De acolo a început mai mare problemă. De unde știți că avea o amantă? Pentru că atâta de deștept a fost și cum, își punea pe Facebook tot felul de postări, așa, așa. Avea, ca... apărea și el în poză cu femeia respectivă? El cu ea, el cu cubina. Ca să ajungă la un moment dat să-i spui la soție, dacă vrei să mai stăm împreună, să accept, deci, două cupluri. Deci, adică să fie amândouă femei în casă. Amândouă. Ea, săraca. Știu că ești trează. Aia, nu mai juca teatru. N-am chefas de mutre. Ce-ai, mă? Ce-ai? Lasă-mă! Nu vezi că puți să arăți în ultimul hal, măcar du-te la duș. Dar de când ai talentele astea, ha? Ia să stai să râp eu. Hai să vezi tu aici un bărbat adevărat, vin aici. Vin aici să vezi un bărbat adevărat. Să vezi și tu cum se face. Măcar te pricepe și tu la așa. Ia uite aici. Ia uite aici. Uită-te aici așa. Uită-te aici. Lasă-mă. Da, că-ți place. Ia uite. Ia uite ce bărbat mișto e. O bătut-o și și-o bătut joc de ea și și-o dus amante în casă și-o pus cuțitul la gât ei și-o obligat-o să se uite pe telefon cum făcea el Rosie cu amantele lui și de asta. Mi-a spus ea mie. Și mie și la fratele meu. Deci asta era o chestie mai veche. Da. Și de ce a mai rămas? De 28 de ani, el tot așa. Mă, ce... E cu talentele astea. Tale, hai să vezi un bărbat adevărat. Ia. Lasă-mă, te rog, du-te la curvele tale, te rog. Du-te la curvele. Ce pești tu, mă? Viața acestei femei a fost un calvar. O obliga să vadă filmulețe pe care și le făcea el cu alte femei. Ce-ți spune ție comportamentul acestui individ? O formă de psihopatie sexuală în care individul nostru dorea control absolut. Astfel încât femeile din jurul lui erau niște obiecte pe care le putea folosi așa cum dorea el pentru a obține un cât mai mare avantaj pentru el. Am întâlnit situații cât un bărbat putea să controleze două, trei, patru femei, ținându-le și cumva sechestrându-le într-o relație de tip maladiv și patologic, dar care îi dădeau lui putere și dădeau o consfințire a capacității sale masculine. De când a început căsnicia între cei doi, lucrurile nu au mers foarte bine. El a amenințat-o de foarte multe ori, era foarte gelos. Pe fondul consumului de alcool, obișnuia să îi aplice diverse lovituri. După ce săvârșea ceva, își cerea scuze. Dar deja se adunase prea multe la un moment dat și de aceea a intentat acțiunea de divorț. Hai, mă, fetiță, mă! Vai, tată, ce bine că ai venit după mine, că m-am mai liniștit și eu. Dar ce s-a întâmplat, mă? Nu știu, tată, iar a început să mă înjure, m-a tras de păr, a luat o razna. Mai bine venim și te luăm de acasă. Nu, tată, stai niște că el nu e acasă, e la muncă. Și copiii? Păi nu, era, nu sunt nici ei acasă și nu erau nici când m-a luat de păr. Dar ce s-a întâmplat cu serviciu? Cu... Nu știu, tată, nu mă mai lasă să muncesc.
zice că mă duc acolo pentru bărbați, pentru... Păi ce, mă, tu ai 5 ani, mă? Păi să te controlezi așa? Nu am, dar nu am ce să fac, tată, și mi-e frică. Noi știm că atunci când o femeie merge și cere ajutorul justiției, de fapt aduce o știrbire imaginii bărbatului. Pentru că toată lumea știe că l-a dat în judecată. În contextul în care vorbim despre un bărbat proprietar, să-l denumim așa, acest lucru este de neacceptat. Și el tinde să pedepsească femeia tocmai pentru a arăta comunității și celorlalți că el a rămas în continuare proprietar. Tu faci ceva care să-l deranjeze? Nu, tată, nu, ce să fac? Nu fac nimic. Nu mă gândesc, că trebuie să te ferești, că ăsta dacă e așa de sensibil la orice nimic, nu știu ce n-ai mai putea să faci. Mă feresc, tată, că eu nu ies din cuvântul lui, fac tot ce-mi spune. Cu violențele din partea lui, ea mulți ani ne-a ascuns, domnule. Ne-a ascuns pentru că vă vorbeam la telefon, mami, că nu pot acum, că nu... Măi, fată, hai la noi, că nu mă lasă, că o să vin până o veni și s-o plâns. Mami, dacă nu mă lăsați să vin aici la voi, eu nu știți de mine. Cam un an de zile o stat la noi, pentru că, cum să vă spun, și atunci am avut problemele mari. La noi, în Ardeal, se spune omul meu, femeia mea. Și sunt mulți bărbați care consideră că odată ce femeia a acceptat să se căsătorească cu el, el îi va dirija viața. Unde-i mătă? Nu știu, cred că e pe la mamaie. La ora asta. Cine știe cu cine să culcă și pe unde? Va spune unde să muncească, cât să muncească, ce să facă, cu cine să se întâlnească, cu cine să nu se întâlnească, care sunt drepturile ei și mai ales care sunt obligațiile ei. Și orice încălcare duce la evenimente agresive. E normal. Normal că nu răspunde. Cine știe cu cine să culcă și cu cine pe unde. Când mă duc eu să o iau. Unde duci, tată, la ora asta? E noapte. Auzi, tu de când vorbești? Ha? Știi ceva și nu-mi zici? Zic acum asta, la unde vezi? Nu știu absolut nimic. Dragostea și ura sunt părți ale ființei umane. De fapt, e vorba de același sentiment cu doi poli. Și atunci când dispare iubirea, rămâne doar o încărcătură emoțională care se împinge încet, încet către ură. A făcut reclamație și de amenințare și de lovire. Din păcate, la acea vreme nu exista instrumentul ordinului de protecție provizoriu. A fost o amenințare care trebuie aprobată, s-a constituit un dosar penal care, după cum știți, durează. Acum, oarecum, legea violenței domestice ne oferă posibilitatea să acționăm mult mai rapid și mult mai eficient. 2017, luna martie, ei au fost aici la maica mea venită și l-au așteptat o dimineață când s-au dus la autobuz și au prins-o aici la noi în cartier, așa îi spunem noi aici în față, unde stau taxiurile. S-a copit, te omor, jur, s-a copit, te omor. Nu, mă lasă. Ce faci? Unde v-ați aseară? La ei mei, am fost la ei mei aseară. Mă vezi mai prost? Nu, ha? Nu, zi. Nu, lasă-mă, te rog, lasă-mă. Nu, mă, dracu-i, trece acasă. Eu pus cuțitul la spate sau la gât, unde i-o pus, o luat-o cu taxi și o dus-o. O ținut-o sequestrată o zi și o noapte. Femeia aceasta a fost bătută crunt. Acest bărbat, pur și simplu, o umilea. Voia să o pedepsească. Poate că nu-l mai interesa ca femeie. Dar de ce nu-i dădea voie să plece să-și vadă de viața ei? Pentru că satisfacția lui era însăși în umilința femeii. El se hrănea cu această umilință. Da! Ce faci? Ce faci? Au! Să o tragi cu tot, ha? Să o tragi cu tot, ha? De ce vorbești? Stai ce jung! Stai ce jung! De ce vorbești? De ce vorbești? Nu, nu te vezi. Nu, lasă-mă, te rog. Nu. Umilind un om, de cele mai multe ori, tu capeți putere. El era un împătimit al acestei puteri. Și cred cu tărie că nu a fost singura femeie cu care s-a comportat în acest fel, pentru că avea o mare nevoie
de a se simți puternic în relația cu femeile. Maica mi-a tot o sunat într-una, o sunat-o, nu vine Anca de la lucru, nu vine. Tot o sunat într-una, o sunat într-una și până la urmă o reușit ca să vorbească cu ea. Și eu spus că e acolo și ce și cum. Și maica mi-a sunat într-una la poliție. Alo? Mama? Sună, te rog, la poliție că s-a m-a bătut iar. Sună. Sunt acasă, sunt singură, sunt în dormitor. Sună mama repede, te rog. Am o fată în Spania. Păi să ca să liniștim lucrurile, zic că fată mă iau și două acolo, în Spania. O stat acolo, o stat 2 ani. O munci săraca la câmp, acolo, la cules, de tăte, te metea bani acasă la copii, te metea bani. Și el amenințări, pregătiți-vă de mormântare, pregătiți-vă așa, sicrie, pregătiți, că nu știți momentul și clipa când vin la voi și vă... El i-a comunicat? Prin telefon la fată. Și fată i-a spus la soră, să uite ce, ăsta, eu mă duc acasă. Nu mai stau aici. Măi, stai, nu mai stau. E de frică, nu mai stau. Și ori venit acasă. Te duci la serviciu? Păi da, la 8 intru. Mai e timp. Vrei să te duc eu? Da, ar fi bine. Nu, n-a de rost. De ce? Că mă gândesc că poate să mai liniștit. Ce s-a liniștit, mă? Că m-a sunat pe mine și mi-a zis că ne rupe picioarele. Și a zis că ne taie ca pe porci. Nu știu, mamă, cu ce-am greșit în viața asta. N-ai greșit tu cu nimic. Zici că-s blestemată, mamă. Ai nimerit prost că nu puteai să știi tu la 18 ani ce nemernic iei de bărbat. Dar mi-e frică, mami, mi-e frică. Mi-e frică pentru copii, mamă, mi-e frică pentru tine, pentru tata, mi-e frică tare, mamă. Mi-e frică că nu mai scap. Nu te lăsăm. Te duc eu la serviciu. Te duc eu la serviciu. Nu lăsa. Te duc. Mă duc să văd dacă e drumul liber. A stat un an de zile la dumneavoastră. Da. Aveți amenințări din partea lui? Băi, de mine și de meu, bun. No, nu pot să vă arăt, băi, de mine și pe stradă și pe ăsta. Și mă amenințări și ei la servici. Am avut problema, o aștepta când ieșea de la servici și ăsta. Și ne-a amenințat că o vrea să o omoare, deci să o termin. Acum ce să facem? Zic, măi, Ancuță, Dumnezeu să o ierte, zic, fii atent. Ați văzut unde e blocul. Zic, eu stau cu Dacia în fața, am o Dacia mea, în fața scării. Eu ies și studiez terenul, pac, în mașină. Și mergem, vorbim cu șoferul și direct în fața autobuzului. Din mașină, direct în autobuz. La plecare, iar... Și așa de multe am ori? Am făcut 4-5 luni de zile. Cam 4-5 luni de zile am dus-o și am adus-o. Și am amenințat că nu mult o să o duci cu mașina. Dar de ce? El, în timpul ăsta, și-a găsit de muncă în Austria. Și s-a dus un an acolo, s-a câștigat bani. În timpul ăsta, fata s-a întors acasă? După ce a venit el din Austria, da. După un an, fata s-a întors acasă. Ori de câte ori se întâmplă ceva, bărbatul începe să promită că nu va mai face. Pare să se fi schimbat. Spun pare, pentru că, în esență, personalitatea lui nu-i dă voie. Impulsivitatea, agresivitatea, gelozia nu-l lasă. Dar el vrea să recapete controlul. Odată ce victima își retrage plângerea, își pierde credibilitatea. Și atunci, agresorul știe că poate să înceapă comportamentul infracțional din nou. Da. Ce face păpușa mea? Uite bine, la muncă, sunt tura a doua zi. Mă gândeam să treci mai încolo pe la mine. Ieși. Păi nevastă-ta unde e? N-ai tu treabă. Am eu grijă de ea, tu trebuie doar să vii să ai grijă de mine. Ia zi, treci pe la mine? Bine mă trec. Dar dacă iese scandal, ce zic copiii? Ce să zic? Nimica.
Eu stau în casa mea. Eu sunt șeful aici. Nu deschide nimeni gura, tu stai liniștită. Ok, hai că trec diseară pe la 8 pe la tine. De ce mai rămas cu el? Eu fost frică. Și când erau copiii mai mici, pentru copii. Știți cum e. Nu lăs pentru copii, l-au iertat. Bărbat, femeie, l-au iertat. El avea comportamentul ăsta violent tot timpul sau în anume situații? În Câmbeia, ultimul timp, acum s-a și drogat. S-a drogat. În ultimul timp. De unde știi că se droga? Și Adam spunea ea, sora mea. Se droga. Măta, pe unde umblă? Pe unde umblă măta? Nu știu, că n-am vorbit cu ea. Dar cred că e la ei. Umblă femeia asta ceva de speriat. Sigur are pe cineva. Cine naiba se uite la ea? Să mai zică cineva că nu o să merg cu mine. Băiatul meu deștept. Crezi că mai încolo o să vină Izabela încoace? Eu o să mă duc oricum. Roxana cred că rămâne la o colegă. Parcă a zis că rămâne peste noapte. Dar numai să nu vină mamă. Păi și ce dacă vine? O să se și uite dacă e curioasă. Ce altceva să mai fac? Chiar dacă uneori copiii realizează că unul dintre părinți este defect, care e o problemă, dacă el compensează printr-un suport material corespunzător, prin asigurarea unor condiții deosebite, s-ar putea să aleagă să rămână cu un alt părinte. Mai mult de atât, părintele care are autoritate reușește să denigreze părintele care pleacă. Și atunci copiii vor să rămână cu părintele puternic, nu cu părintele slab. Până când într-o zi își vor da, de fapt, seama că acel părinte puternic era un părinte extrem de nociv. Hai, legăne, că ți-am păstrat un local aici, în pat. Ce faci, bă? 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 Comor, bă, cum te-ai tu de vita? E așa, parcă spar toți dinții. Nu-ți rușine. Că spar toți dinții. Pica noastră a venit într-o zi de la muncă și el probabil era acasă cu concubina și când a văzut și a luat-o la bătaie, cum se zice. Copiii erau obișnuiți cu scandalurile făcute de el? Cu cine țineau? O ținut, cum gândeau? Copiii au fost, știți cum, au fost și de o parte și de alta. Unde fugi, mă? Mecher ca măta, te crezi, a? Băiatul lui și-a luat urmele lui. Bătăuș, dar avea probleme la școală. Absență, o abandona școala, umbla până baruri. Ca la un moment dat am auzit că, cum a avut tentativă de crimă, la 20 de ani. Da. S-a bătut la ceva bar undeva, dar bătăi așa cu rangă, cu ialea, cu tot. Ce s-a întâmplat? Ea era săraca disperată, fata. Deci bine că nu l-a omorât, băi, ce-o pățit, Ancuță? Uite așa, uite. Și de atunci Dumnezeu a intrat în anturajul lui taică-sa. Și nu a putut să-l comande nimeni. Pune mâna pe telefon și sună pe mătă. Nu mai bine o sun mâine, că de-abia dacă a fost poliția. Și revelionul e peste 3 zile. Ai mai bine o sun în dimineața aia, e bine? Până, vezi că mă bazez pe tine. Dacă aflu ceva, vă calc în picioare! Copiii se identifică uneori cu comportamentele părinților. Vor să fie ca și ei. Și în acest context preiau conduitele bune, dar preiau și conduitele rele. Dacă tatăl a bătut mama, este posibil ca fiul să-și bată viitoarea soție sau, de ce nu, să-și bată chiar mama.
pentru că el se identifică cu tatăl și crede că are acest drept moșterit de la tatăl său, sau dacă se poartă la fel ca și tata, devine la fel de puternic ca și el. În 2016, de Revelion, eu am fost pe la maica mea, i-am stătit acolo și au rugat-o copiii că să margă, să petreacă Revelionul cu ei. Ei au spus către mine, hai, ieși tu cu mine, hai, ieși tu cu mine, că nu, nu cumva să le zie mie sau ceva. Taică s-au sunat în noapte și i-au spus la băiat că s-o țin acolo, sechestrată, până vine el și să nu mai plece de acolo. El unde era? Și iase, el era în Austria cu Amanda. Și copilul a luat-o pe ea și a dus-o în bucătărie și a strigat la ea, a țipat la ea, probabil a vrut să o bată și am intervenit eu. Ți-a spus că s-a întâmplat vreodată ca băiatul cel mare s-o fi lovit, s-o fi bătut? Da, da. Deci nu era prima oară când era violent cu ea. Da. Ce faci, foi? Ce cauți aici? Ce faci, foi? Nu în fața copilul! Nu în fața copilul! Te rog, nu în fața copilul! Nu, te rog, nu în fața copilul! Nu! Victima l-a reclamat, însă fără succes. Au mai fost apeluri la 112, dar pormă își retrăgea plângerea. Se temea de el. Dar măcar bați o femeie cu o bască, bați, dar cu ăla cu care bască ai, cum să zice, cu biciu? Cu biciu, dar nu așa, că n-ai avut unde să pui mâna. O luat-o, dar ce a ieșit în cale, tă-tă. Și când a venit și a văzut-o fata mea, când ce alcă a venit la ea prima dată, să nu ne supere pe noi. Când a văzut, zice, mami, hai, până la noi, ce probleme, ce? Zice, hai să vezi că maică lui leșină. Ce o bătut-o? Măi, nu, repede, cu mama, așa. Am pornit și m-am dus. Zice, eu nu mai, din acel moment, eu nu mai mă duc acasă. Ce faci, fată? Cum te-ai vorbit? Nu, n-am vorbit nimic pe asta. Trebuie să vorbești cu ea, să ne semneze. O să mergi în Austria. Poate o convingi. Cine știe, poate vine și acasă. Câți ani de căsnicie aveau ei? 21. Deci... L-a presărat cu multe episoade de violențe și cu... Și cu încercări de despărțire? Da, dar fără succes. Nici nu se punea problema de încredința copii la mamă sau exclus. Ea nici nu i-a cerut. Era frică de el. Credeți că dacă ar fi intentat acțiunea de divorț mai din timp, ar fi scăpat? Nu. Nu ar fi scăpat, pentru că o amenințat-o la orice mișcare. Cu mine vei fi și de mâna mea, nu vei scăpa niciodată. El nu a vrut să divorțeze. Și atunci au zis, vă lichidez, părând. Declarat acolo, la declarații tăi, bă, lichidez părând. Ți-a spus că îi e teamă pentru viața ei? Da. Se aștepta să fie omorâtă? Da, da. Ea zice, eu știu cum e. Eu îl știu pe el cum e, trăind atâția ani, normal cum știu. Pe el, eu îl știu. Ăsta când vine, dacă mă prinde, mă omor. Așa îmi zicea tot timpul. Tatăl era la lucru în Austria, era muncitor sezonier. În țară lucra la pădure, era o muncă foarte grea și periculoasă și mai pleca câteva luni pe an în Austria pentru a-și suplimenta veniturile. El pleca, dar nu spune numai la copii. El nu știe. Nu. Deci el lucra pe secret. Până telefoane, cu copiii ținea legătura, cu mama lui, cu taică-său, cu fratele lui. Hai, mă! Să trăiești super tare! Hai, mersi că ai venit, frate! Hai! Știți cum a fost? Ea, având o colegă, o prietenă foarte bună, și probabil că e de la muncă, a ieșit de la ceva local, a făcut, cum să zic, la cum ești, de la muncă, o zi de naștere. Da. Și s-a dus acolo tătă.
secție. Acum știți cum e la masă, la râde, la ce, la mâna pe tine, la măi, nu știu cum. Știți cum e discuții între... Băiatul a urmărit-o, băiatul e la mare. Odată intră ea, rebe și vine băiatul după el, bing, bing, te omor, tu, mertați, tu, nu. No. Păi, măi, ce sunt, noi nici nu știu că ce se întâmplă. Îi spunea mamei lui da, chestia da, asta? Da, da, chestia, da. Măi, dar ce s-a întâmplat în cuțu ce-i? Deci, uite-te, zice, mami, ia-mi pe acolo și el ne-a văzut și a zis că mă omoară. Și a venit după. Vă dați seama să vină la mine în apartament să intre acolo. L-a sunat pe tatăl său în Austria și a spus că ar fi cazul să se întoarcă în țară, întrucât și-a văzut mama pe terasă însoțită de un bărbat, stătea la un zuc. Băiatul a fost foarte indignat. L-a instigat de-a dreptul pe tatăl său la acte de violență împotriva mamei. L-a sunat în repetate rânduri. Inculpatul lucra în Austria într-o patiserie foarte greu și a putut părăsi locul de muncă, câștiga foarte bine acolo. A insistat, te rog să vii, te rog să vii, te rog să vii, că dacă vii, o prins pe mama. Lucrul ăsta ne indică câteva aspecte. Un prim aspect, că fiul, la fel ca și tatăl, aveau aceleași principii de dominare a femeii. Doi, întotdeauna în situații de genul ăsta, când bărbatul lipsește, se găsește un binevoitor, un prieten, cineva din apropiere, care trimite niște fotografii, care pot fi mai mult sau mai puțin grăitoare, dar care, însoțite de un mesaj sau de o informație, pot constitui un fel de declanșator al unei viitoare infracțiuni. Ce faci? Vezi că a zis tata că o trimite mâine pe Roxana în țară. Da, că începe școala și că nu vrea să piardă. Dar vezi că vine singură. Nu, că tata ce care treabă și că nu poate să vină acum. Fata lor minoră a fost plecată în Austria la el. Și trebuia să o aducă la școală pe fetița asta mai mică. Și el a venit și a adus-o și le-a spus la copii că să nu spună la sora mea, la Ancuța, că vine și el. Și copiii i-au spus că nu vine și el. Vă dați seama, copiii, cum pot să... Nu știu, ori au fost amenințați, ori plătiți, ori nu știu ce s-o... Poate s-o chemu și ei pentru viețile lor. Gata. E liber. Da, nu bănuiește nimic. Cum a fost problema cu nenorocirea asta? Seara a fost aici, sta acolo și povestea cu soția până noaptea, zic că culcă-te, Ancuță, că e ora 1 noaptea, s-a uitat pe poză. Și dimineață, probabil, că eu o ducem și o ducem, probabil că o întârziet. Sau ce s-a întâmplat, că și cafeaua i-a rămas nebăută și jumate de țigară și a fugit. Zice, și soția, pe când m-am uitat pe scări, nu mai. Deci ea s-a dus liniștită singură la serviciu. Și ea, stai că mi-a spus că trebuie, Anca, să te duc la lucru. Nu trebuie, că mi-a spus copiii doar, nu mă mint copiii pe mine. Mi-a spus copiii că nu a venit și el. Și ea săraca s-a dus liniștită, nici nu știu că ce o așteaptă. Victima a crezut că locuind cu părinții săi va fi în siguranță. Și a ignorat avertizmentele tatălui, care îi spunea în fiecare dimineață să o ia pe drumul drept și luminat și să nu circule pe scurtătura dintre blocuri. Exact acolo a așteptat-o inculpat. A declarat că vroia să discute cu ea și știa că soția lui merge la serviciu în fiecare dimineață, la ora 6, iese din bloc. El a stat după colțul blocului. Iar când a trecut, după cum am auzit, i-a sărit în spate. Și, probabil, hărțuială. Hai, nu vii acasă, hai, da. A început să țipe, să ceară ajutor, în moment în care, cu un cuțit pe care îl purta tot timpul asupra sa, i-ar fi aplicat niște lovituri. Leziunile erau în partea din față, deci a lovit-o, înfruntarea a fost directă. Sadica, s-a dat decisiv, intenția de a suprima viața era evidentă. Mai ales a văzut leziunile de apărare de pe mâini. Se vedea clar că a fost o înfruntare dură în care victima n-a avut practic nicio șansă.
L-am văzut unde 14 lovituri de cuțit. O zis doctorul, eu n-am văzut în viața mea. Așa ceva n-am văzut în viața mea. Și-a văzut că se strânge lumea acolo și salvare. Zice, mami, zice, ce s-a întâmplat acolo în fața blocului? Da, pe eu și am eu și spus. O omorât-o. Așa, și o presimțit în ea, zice, o omorât-o pe Ancuța. Păi de unde, nu știm și cum. Mergem acolo, de cum era învălită. Eu văzut adidași. Mi-a dat voie să intrăm. Decesul a intervenit consecutiv agresiunii foarte rapid. Ambulanța nu a putut să-i acorde primul ajutor. Moartea biologică era deja instalată. Inculpatul inițial a fugit, s-a retras într-o pădure. El mi-a declarat mie că a intenționat să-și ia viața, să se sinucidă, adică să se ducă în pădure să se spânzure. Nu știu dacă este adevărat ceea ce mi-a spus el mie. Ideea este că s-a răzgândit și a revenit. S-a dus acasă, el locuia la casă, s-a dus, s-a schimbat. Spus copiilor ceea ce a făcut? Da, da. Și ceea ce m-a surprins pe mine ca mamă, în primul rând, și apoi ca procuror, că băiatul mai mare a fost de partea tatălui și a aprobat fapta. Băiatul mi-a spus că maică s-o merită și că taică s-o a făcut bine ceea ce a făcut. Deci pe mine asta m-a șocat, să spui că mama și-a meritat-o, un băiat de 21 de ani. Când a fost reținut, mai avea pete de sânge pe el? Nu mai pe pantofi, hainele și le schimbase și a fost de acord să nu le predea. Nu mai avea arma crimei asupra lui, a aruncat-o undeva între blocuri, după ce a comis fapta, însă ne-a condus la locul unde a aruncat-o, la zonă, și a fost găsit. O jumătate de oră, 45 de minute, n-a spus nimic. Stătea, fuma într-una, țigară din țigară. Am întrebat, ce ți-a venit, de ce ai făcut asta? Și a zis, nu pot să o pierd, ceva de genul că nu accept să plece. Nu divorțează ea de mine când vrea. Ați simțit pe parcursul anchetei vreo urmă de regret pentru fapta comisă? Eu personal nu. Pleacă când îi dau eu voie. El a considerat că este un erou. Mi s-a părut foarte ciudat comportamentul lui. Mi-a repetat că merita, că și-a făcut-o cu mâna ei, că nu trebuia să-l părăsească. Nu pot să o pierd, nu înțelegeți? Ce pedeapsă a primit el? 12 ani. A știut să se apere în sensul ăsta, deși a avut numai avocat din oficiu, a știut să se apere. Spunea că purta cuțit asupra sa tot timpul și că nu l-a luat atunci în mod special. Dacă el ar fi recunoscut că s-a dus o amare, eu aș fi reținut premeditarea. Deci fapta a fost la limita premeditării, numai că nu s-a putut dovedi. El în continuare poate fi liberat condiționat după ce din ispășește? Din păcate, da. Deci din 12 ani el poate face doar 8. Cam așa. Și-a luat o viață de om. În curând poate fi liber. Și fără remușcări, nu mi s-a părut că ar avea nici cel mai mic regret. Mama voastră s-a prăpădit în urmă cu ceva timp. Da, după 2 ani, după ce Ce crezi că a dus la decesul ei? Supărare, au fost supărată și numai tot timpul se gândea numai la ea. Aproape în fiecare zi se ducea la ea la cimitir. Plângea acolo tot timpul și s-a distrus. Consider că pedeapsa pe care a primit-o este suficientă? Nu. Nici pe departe, cum să fie suficient. Asta trebuia pe viață așa, asemenea, crimă. Și crimă cu premeditare, că pe toți ne-a amenințat înainte. Asta nu-i premeditare, când amenință cineva înainte. Bătăile, umilințele și jignirile i-au dat Ancăi puterea și curajul necesare intentării acțiunii de divorț. Încerca astfel să iasă din iadul numit acasă.
Din păcate, cel care i-a promis că îi va fi alături la bine și la rău, a fost cel care a condamnat-o la moarte.